Bună ziua, bine v-am găsit la un nou interviu de la distanță. Avem invitația astăzi pe Dacian Cioloș, europarlamentar, și alături de noi va fi Simona Spătaru, este candidata USR la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Așadar, aș începe cu o întrebare de încălzire, să o numesc așa, o întrebare care vă este adresată amândurora. Cum apreciați că se poate recâștiga până la urmă încrederea în clasa politică? Puteți să răspundeți cum doriți. Păi, cred că în primul rând prin reînnoirea ei, pentru că, din păcate, cei care sunt acum la vârful clasei politice, în cea mai mare parte sunt oameni care și-au făcut din politică o meserie. Din păcate, mulți dintre ei nici nu prea au altă meserie. Deci, aducând în politică oameni care vin din viața reală, oameni care și-au făcut un rost în viață prin forțe proprii, prin munca lor, oameni care vin din sectorul privat, care au experiența asta a sectorului privat și vin în politică să facă lucruri pentru comunitate, pentru societate, eu cred că asta poate să crească și încrederea că se poate face și în politică treabă bună, că putem avea oameni cinstiți, că putem avea oameni competenți, pentru că, din păcate, despre asta vorbim. Nu întâmplător, mesajul nostru principal e că vrem o Românie fără hoție și de aici pornim când ne gândim la un program de guvernare. Deci, cred că prin reînnoirea clasei politice și mai ales ținându-te de cuvânt, adică atunci când spui că vei face niște lucruri, să te gândești înainte de a le afirma cum vrei să le faci, cu ce resurse, de ce ai nevoie și ce trebuie, ce pași trebuie să parcurgi ca să poți să obții niște rezultate, pentru că dacă doar vindem gogoși umflate cu promisiuni de campanie, nu e o surpriză că oamenii își pierd încrederea încet încet și nu doar că nu mai vor să intre în politică, dar dau politicianul ca un exemplu negativ. Din păcate, în mare parte din societatea noastră, să fii politician e aproape o rușine. Adică ești arătat cu degetul. Ești personajul negativ din poveste când spui că ești politician. Deci lucrurile astea se pot schimba numai prin fețe noi, oameni cinstiți, oameni competenți, oameni care chiar să vină să-și asume până la urmă niște riscuri, pentru că atunci când te expui public îți asumi niște riscuri și Simona știe foarte bine despre ce vorbesc. Da, și eu sunt de părere că putem recâștiga încrederea în această clasă de până la urmă de lucrători în serviciu public. Le spunem politicieni, cuvântul este deja într-adevăr un cuvânt hulit, practic. Eu cred că îl putem doar prin fapte. Deci, și vă dau exemplu colegii mei care sunt deja primari de câteva săptămâni. Au început să implementeze ce au vorbit în campanie. Vorbesc cu oamenii, iau măsură, comunică, fac ce au promis și cu privire la măsuri sanitare și cu privire la burse și cu privire la activitatea de a transparentiza și cu privire la cheltuieli, fac controlele și iau măsuri pentru a nu se mai abuza de banii publici, vor demara concursuri pentru toate funcțiile publice. Este foarte important să depolitizăm toate funcțiile din instituțiile statului. Cât dacă facem acest lucru, politicul va fi privit din nou ca ceea ce ar trebui să fie un serviciu public, corect, onest. USR Plus și-a asumat 40 de angajamente pentru următorii 4 ani. La care dintre ele veți lucra din Parlament, Simona? Eu m-am gândit să lucrez în mod deosebit pentru două angajamente, mai ales fiind și specificul Camerei de Senat. Angajamentul nostru, spus așa, foarte plastic, dar frumos în același timp, să nu mor cu dreptatea în mână, cuprinde o mulțime de măsuri care sunt venite să redea încrederea în sistemul întreg de justiție. Vorbim și de întărirea acestor structuri importante de cercetare, DNA, DICOT, parchetul general, prin faptul că nu mai vrem să fie acolo numiți șefi prin pixul politicului, ci să fie numiți corect prin numirea și prin concursul magistraților. Magistrații, corpul magistraților prin CSM, să-și numească acolo în funcții oamenii ce urmează să îi conducă.
De asemenea, să transparentizăm toată activitatea justiției și să o transmitem public online oamenilor, iarăși va ajuta la redarea încrederii. E foarte important să renunțăm la secția politică, secția de cercetare specială a magistraților. Această măsură este așteptată încă din ziua a doua după ce această secție a fost înființată, pentru că ea lezează foarte mult prestigiul magistraților și mie, cetățean, îmi dă neîncredere că practic există un atât de mare număr de infractori în rândul magistraților încât să fie nevoie de o secție specială, ceea ce este total fals. Este evident că în toți anii aceștia secția specială nu a fost altceva decât un instrument de intimidare. Și avem o mulțime de alte măsuri în zona de justiție, pentru că trebuie să reformăm Constituția, să putem să ajungem la implementarea în două tururi, la tururile electorale, pentru legile electorale să le modificăm. Avem foarte multe astfel de legi importante ce trebuie demarate și susținute de Camera Deputaților și de Senat pentru a putea să le avem implementate. S-a vorbit despre ele, nu s-au făcut și este nevoie să trecem și de la vorbe la fapte. Și un al doilea, dacă îmi permiteți, din sfera de părinte, îmi doresc foarte mult să contribui în proiectele ce țin de educație. Îmi doresc în mod deosebit angajamentul școala de la 8 la 5, masă caldă, să fie un angajament pe care noi să îl implementăm în acești 4 ani. Să începem cel puțin cu el, la nivelul întregii țări, pentru că sunt foarte mulți copii care au mare nevoie de acest angajament să-l ducem la bun capăt, măcar să-l începem. Sigur că vor fi ani de zile de implementare, dar este foarte important. Susține și pe copil, susține și pe părinte. Cam acestea ar fi în mod deosebit lucrurile cu care aș vrea să lucrez. Cum ar trebui să arate până la urmă această țară după un mandat de 4 ani al Parlamentului și al Guvernului următor? În opinia mea, dacă aș fi omul de peste 4 ani, cetățeanul de rând și nu să lucrez la noua clasă politică, mi-aș dori mult să fie România țara din care tinerii să nu mai plece. Să nu mai aibă nevoie asta imediată de a pleca după ce își termină studiile și după ce încep să lucreze poate într-un loc sau două și văd că este de fapt o batjocoră cu privire la munca lor. Și în momentul în care tinerii vor simți că aici își pot întemeia o familie, ca un viitor, România se va simți bine. Asta îmi doresc să se întâmple după 4 ani. Și mai precis aș spune că România din care oamenii să nu mai vrea să plece ar trebui să fie o Românie în care să poți să-ți câștigi traiul din muncă cinstită, deci să ai un loc de muncă și să poți să câștigi cinstit banii respectiv de care ai nevoie ca să-ți duci traiul. Ar trebui să fie o țară în care să nu mai mor cu zilele prin spitale, în care să nu mai avem copii uitați de soartă, care nu ajung la școală pentru că părinții n-au ce să le pună în geantă un sandwich de mâncare sau n-au cu ce să-i îmbrace, ca să nu mai vorbim de alte lucruri. Ar trebui să fie o țară în care politicienii să nu fie cei privilegiați care își votează și decid privilegii pe banii contribuabilor, ci să fie oameni care, așa cum am spus, să vină din rândul oamenilor normal, care duc un trai normal, să nu mai fie extraordinar când un politician cunoscut stă la semafor, să duce cu un mijloc de transport în comun, face lucruri de bun simț, lucruri firești. Și să fie o țară în care tinerii să simtă că își pot construi un viitor, că pot cu muncă cinstită, fără să meargă cu plicul atunci când caută să se angajeze undeva sau când își duc părinții sau copiii la spital, să știe că atunci când se adresează unui funcționar al statului are în față un om competent care lucrează pentru el. Și deci să fie o țară în care școala să fie apreciată, școala bună și de calitate să fie apreciată, un om competent și onest să fie apreciat și să nu râdă lumea de tine când spui că vrei să-ți duci viața
cinstit fiind și fără aranjamente și fără tot felul de învârteli. Deci vedeți, până la urmă, o țară în care bunul simț să primeze din toate punctele de vedere. Care este, până la urmă, principala problemă cu care se confruntă societatea românească? Bine, dacă puteți să numiți o singură problemă. Și, de altfel, ce soluție ar exista pentru redresarea ei? Eu cred că, până la urmă, am putea spune problema majoră este corupția. Dacă ar fi să le cumulăm pe toate la un loc, cred că toate se reduc până la urmă la una mare, și aceea fiind corupția. Pentru că de aici decurg și toate celelalte. Dacă nu vom mai percepe după acești 4 ani de guvernare că avem corupție în toate straturile societății și în tot ce înseamnă instituție publică și tot ce înseamnă serviciu public, atunci cu siguranță noi vom recâștiga încrederea. Corupția se manifestă într-o grămadă de domenii și noi ar trebui să reușim să o diminuăm, aș zice invers, de sus în jos și nu de jos în sus, pentru că cea mai mare corupție este cea de la centru, cea de sus, și ea dă tonul, practic, pentru a întreține și restul actelor de corupție, traficul de influență și lucruri de genul ăsta, care până la urmă îi fac pe oamenii să renunțe în a mai crede că pot să obțină lucruri prin firesc, prin faptul că lor li se datorează acele servicii de statul român, pentru că plătesc taxe și impozite, sunt cetățeni corecți, merg la serviciu. Nu, de ce să meargă în spital și să fie nevoiți să contribuie suplimentar pentru un serviciu? De ce să fie nevoit să facă lucrul ăsta, știu eu, oriunde, în orice alt serviciu public? De ce să fie nevoit să știe constant că în toate funcțiile nu se realizează un concurs decent, corect, și că acolo, prin coruperea unor funcționari, prin coruperea șefilor, da, acel post deja s-a ocupat? Corupția este ceea ce trebuie să îndepărtăm din societatea românească. Domnule Cioloș, dumneavoastră? Da, cred că, hai să spun, dincolo de problemele materiale, structurale cu care ne confruntăm în sănătate, în educație, pe care le vedem în jurul nostru, cred că cea mai mare problemă e faptul că oamenii încerc să-și piardă încet, încet încrederea în stat, încrederea în cei care îi reprezintă și încrederea în cei care îi conduc. Și își pierd încrederea în stat, în cei care îi conduc, în politicieni, pentru că îi văd ca pe niște privilegiați, îi văd ca pe niște oameni care se cocoasă în fruntea statului mai degrabă pentru a-și apăra privilegiile sau pentru a câștiga privilegii, sau pentru a-și apăra micile afaceri ale lor sau acoliților lor, mai degrabă decât pentru a lucra în interesul cetățeanului. Și da, așa cum spunea Simona, asta înseamnă corupție, înseamnă minciună și corupție. Și atunci e firesc că oamenii își pierd încrederea. Deci cred că dacă pornim de aici, de la curăța ceea ce se întâmplă deja la nivelul statului, la nivelul de conducere cel mai înalt, și de asta mesajul nostru principal e fără hoție și fără corupție în România și cu promovarea de oameni competenți, de oameni cinstiți, de oameni care intră în politică nu pentru a se căpătui, ci intră în politică având o meserie după ce au realizat ceva în viață și intră în politică pentru că vor să facă niște lucruri pentru cei din jurul lor, lucruri pe care și ei le-au așteptat ani de-a rândul. Au văzut că nu se întâmplă dacă nu se implică ei direct. Deci, dacă facem curățenia asta și construim pe o fundație curată și cu o funcționare clară a felului în care cei care sunt plătiți din banii contribuabili să lucreze pentru cetățeni își fac treaba, de acolo încolo cred că putem să rezolvăm și celelalte probleme care, așa cum am spus, se perpetuează de ani de zile. Toată mizeria și corupția din sistemul de sănătate,
politizarea din sistemul de educație, indiferența față de o parte a societății și față de copiii care n-au acces la școală, înainte de a vorbi de curriculă, înainte de a vorbi de orice altceva, de fapt sunt copii care n-au acces la școală. Avem în mediul rural școli în care nu s-a investit de ani de zile, dar toate lucrurile astea presupun investiții, presupun un rol cheie al statului și până când statul nu va fi reformat și nu își va câștiga încrederea în fața cetățeanului, toate problemele astea să se perpetueze. În lumina celor menționate de domniile voastre, v-aș întreba foarte simplu cum vă pregătiți de guvernare. Simona. Eu zic că ne pregătim pentru a intra direct în pâine, sincer, să mai terminăm doar cu vorbele și transmitem acum mesajul că, având angajamentele pregătite, proiectele pregătite, suntem gata să ne apucăm de treabă și în Parlament să promovăm deja proiectele și măsurile pe care le-am expus și în acest interviu. Și mă refer aici la faptul că din primele zile putem să înlăturăm privilegiile politicienilor. E primul semn pe care am putea să-l dăm imediat oamenilor, să înlăturăm pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru a putea reda încrederea că Parlamentul, abia intrat în funcție, vrea să facă treaba așa cum este normal să o facă, fără a beneficia de privilegii speciale. Avem de luat măsuri substanțiale pentru educație și pentru sănătate. Imediat trebuie să facă lucrul acesta Parlamentul. Toate angajamentele noastre de pe educație și de sănătate prevăd măsuri concrete și rapide, pentru că altfel vom sta cu adevărat în loc, în neputință de a putea lucra. Și ce facem? Bineînțeles că discutăm cu partidele politice acum, în mediul public. Ne expunem aceste angajamente și eu sper să găsim și pe ei la fel de pregătiți să vină în întâmpinarea susținerilor. Cu asta nu vom da înapoi. Domnule Cioloș? Ne pregătim să facem în primul rând ceea ce solicităm și guvernului actual, de altfel de câteva luni. În primul rând, o abordare cât mai clară și mai predictibilă, atât cât e posibil, a măsurilor care trebuie luate acum pe termen scurt pentru a ține în frâu răspândirea acestui virus și pentru a reduce pe cât posibil impactul devastator inclusiv asupra economiei, asupra veniturilor noastre. Deci asta înseamnă, din punctul nostru de vedere, că va trebui să spunem foarte clar oamenilor la ce să se aștepte pentru următoarele săptămâni, pentru următoarele luni, atunci când se ia o măsură restrictivă, justificată, deci ea trebuie în primul rând justificată și explicată, și explicată oamenilor pe înțelesul lor, dar trebuie să le și spunem oamenilor în ce condiții vom reveni la situația normală și vom renunța la măsura restrictivă respectivă, pentru ca oamenii să știe la ce să se aștepte și să-i luăm ca parteneri. Dacă nu le explici oamenilor de ce e o decizie și în ce condiții revii asupra deciziei respective atunci când e vorba de niște restricții, e firesc ca oamenii să-și pună întrebări, să aibă îndoieli și să se gândească la cum o să se descurce peste o săptămână, două, trei, cinci și așa mai departe. Apoi trebuie urgent prezentată o strategie a planului de vaccinare. Vaccinurile la care se lucrează deja de câteva luni sunt într-o fază foarte finală acum de pregătire pentru producție și comercializare. România, fiind parte a Uniunii Europene, va avea acces la aceste prime vaccinuri ce vor fi distribuite prin intermediul Comisiei Europene, care a semnat deja contracte cu firmele producătoare. Sunt două, trei firme în Uniunea Europeană care au deja vaccinuri într-o fază foarte avansată de pregătire. Deci România va beneficia de vaccinuri în următoarele luni, puține luni, dar asta presupune o strategie clară de preluarea celor vaccinuri, de stocarea lor, de distribuire a lor, de pregătirea personalului care să facă vaccinarea, de informarea populației, mai ales pentru că sunt încă foarte mulți oameni neîncrezători în aceste vaccinuri, care unele dintre ele folosesc și niște tehnologii care n-au mai fost folosite până acum.
Deci va fi nevoie de o dezbatere publică onestă, transparentă, cu oameni competenți din domeniu, nu știu să-și mai dea cu părerea politicienii despre cât de bun e sau nu un vaccin, ci deschis câmpul de exprimare pentru oamenii care au competență. Deci astea sunt câteva lucruri, să zicem, pe termen scurt pentru a ține în frâu pandemia și a pregăti ieșirea din această criză de sănătate. Apoi măsuri economice, unele dintre ele pe unele le-a luat guvernul, altele insuficient deocamdată. Cred că dialogul acesta cu mediul antreprenorial, cu mediul economic trebuie întărit, pentru că sunt foarte multe oamenii aceștia din economie, din mediul antreprenorial, nu vin doar să se plângă și să ceară bani de la stat. Eu am discutat cu foarte mulți dintre ei în ultimele luni, vin și cu soluții, vin și cu idei. Nu doar despre cum să li se rezolve lor problemele, ci despre cum să relansăm economia, despre cum să facem pentru ca oamenii care ar avea un loc de muncă în condiții normale să nu-și piardă locul de muncă respectiv, să poată să le fie plătite salariile. Deci trebuie să ne pregătim și pentru a relansa economia pe termen scurt, pe termen mediu, să vedem acolo unde au fost efecte devastatoare, ce putem pune în loc. Vor veni bani de la Uniunea Europeană, dar banii aceia trebuie să ducă spre sectorul productiv, spre investiții, spre a crea locuri de muncă, nu doar pentru a acoperi găuri în buget, care de altfel trebuie acoperite scurgerile inutile de fonduri. Și asta presupune o reformă a administrației publice, o reformă a statului, așa cum am spus. Sunt niște măsuri care pot fi luate și pe termen scurt, altele vor presupune modificări de legislație în Parlament. Și noi ne pregătim în primul rând să punem în aplicare cele 40 de angajamente de guvernare. Unele dintre ele le-a prezentat Simona și sunt convins că vom mai vorbi și de altele. Dacă vă uitați, fiecare angajament de guvernare are în spate o analiză despre ce trebuie făcut, cum trebuie făcut și cu ce resurse și cine trebuie să-și asume ce atribuții. Unele angajamente presupun bani de la buget și pentru asta trebuie să ne pregătim să folosim fondurile europene, pentru că în rest bugetul nostru e în deficit. Altele presupun un parteneriat echitabil cu mediul antreprenorial ca să încurajăm pe oameni să investească, altele presupun modificări legislative. Deci cu asta ne pregătim, cu ce va fi de făcut în primele săptămâni, în primele luni după ce ajungem la guvernare și despre cum ne punem în aplicare angajamentele pe care le-am luat în această campanie în fața cetățenilor. M-aș întoarce puțin la tine, Simona. Ai candidat la primăria sectorului 4, iar în programul tău electoral era și ceva legat de mediu. Vei întreprinde ceva în acest sens și în Parlament? Cu siguranță, pentru că mă confrunt în primul rând ca cetățean. Locuiesc la bloc și de aici am aceeași problemă pe care o văd peste tot în România, că nu există preocupare deloc de a diminua gunoaiele din natură. Angajamentul nostru fără gunoaie în natură presupune efectiv reducerea cantităților de ambalaje pe care ajung oamenii să le abandoneze și astfel să poluăm foarte mult mediul din jur. Nu o să intru foarte mult în legislatura europeană, care ne-ar fi fost de mare ajutor în toată această perioadă dacă era implementată, dar pentru viitor noi am propus măsuri concrete pentru ca municipalitățile, orașele, să introducă și nu numai, și la sate în mod deosebit această măsură de garanție returnare a ambalajului. Ar fi o măsură ce ar ajuta concret la diminuarea abandonului de tot felul de ambalaje în mediu și de poluare. Acest lucru trebuie să-l facem cu prioritate zero, pentru că știm foarte bine analizele cu privire la poluarea mediului și ceea ce ne așteaptă în 20-30 de ani de aici încolo. Este extrem de îngrijorător și dacă nu luăm măsuri acum, pur și simplu copiii noștri vor avea cu tot o altă natură, fără natură. Am pornit de la Delta Văcărești, un loc foarte drag mie în sectorul 4, un loc unde este nevoie să ne implicăm și să-l punem în valoare, dar îl punem în valoare prin a proteja natura în ansamblu ei și a ne face responsabili cetățenii
că trebuie să participe la reciclare, trebuie să ne autoeducăm, dar oamenii au nevoie de mijloace. Mijloacele le procură autoritățile publice, statul român. Și mai adaug doar o măsură, este foarte importantă pentru noi, și anume să ne apucăm din nou să împădurim România și să înființăm o secție specială, un DNA al pădurilor. Noi n-am vorbit degeaba despre acest DNA al pădurilor, ci pentru că infracționalitatea în acest domeniu a devenit extrem de mare. Și văzând acest lucru, proiectul a fost propus. Din păcate nu a putut trece cu actualul Parlament. Avem o mare nevoie de a implementa măsuri de împădurire cu bani europeni în următorii 4 ani și de a pedepsi mult mai drastic infractorii care profită practic și taie fără măsură pădurile. Și mai ales aș completa, de la 1 ianuarie urmează o nouă taxă pe plastic, adică firmele sau persoane juridice care pun plastic în circulație vor trebui să plătească o sumă mai mare. De altfel, noi suntem codașii Europei în ceea ce privește reciclarea și urmează alte măsuri din partea Uniunii Europene de sancționare a noastră ca țară și, până la urmă, tot noi ca cetățeni vom ajunge să plătim această lipsă de implicare, până la urmă, a autorității și de asumare a responsabilității de a conștientiza că, totuși, până la urmă, reciclarea, dincolo de ce înseamnă protejarea naturii, este o chestiune socială, până la urmă, da? Fiecare dintre noi trebuie să avem grijă să reciclăm și să încercăm să protejăm cât mai bine natura, dar pentru asta trebuie să existe și locuri speciale de colectare a acestor ambalaje care sunt reciclabile. De altfel, dar să știți întreba... că... spuneți. Din partea Uniunii Europene vine nu doar taxa aceasta pe plastic, care are ca obiectiv nu să pună oamenii la plată, ci să incite pe cei care acum aruncă plasticul în natură, și noi îl vedem când ieșim la munte, îl vedem pe văi, îl vedem pe câmpuri, îl vedem pe marginea drumului, plasticul, cum se adună deșeurile acestea de plastic care nu sunt colectate. Deci prin această taxă obiectivul e să fie descurajat aruncarea deșeurilor acestora care altfel ar fi reciclabile, să fie aruncate în natură. Și noi, tocmai pentru a evita situația asta în care să fim puși la plată serios, avem un program de guvernare, această măsură despre care a vorbit și Simona, prin care să încurajăm oamenii să colecteze aceste deșeuri și să le returneze mai degrabă decât să le arunce în natură. Dar tot de la Uniunea Europeană vin și bani și fonduri pentru a investi în mediu, pentru a împăduri. Foarte mulți bani și din planul acesta național strategic care va finanța, banii europeni care vor finanța planul național strategic de redresare și reziliență, vor trebui să meargă în direcția asta a mediului, a dezvolta o economie verde, o economie care să folosească în mod regenerabil resursele naturale, și în mod concret din acești bani vom putea și replanta păduri, dar vom putea investi și în tot acest sistem și dispozitiv de supraveghere a felului în care sunt întreținute sau nu sunt întreținute pădurile. Deci, din acest punct de vedere, în următorii ani, nu de bani va trebui să ne plângem atunci când vorbim de măsuri de mediu, ci în primul rând de voința noastră de a face lucrurile respective. Simona, te rog să adresezi un mesaj alegătorilor. Dragi alegători, suntem în momentul acela în care putem să trecem de la vorbe la fapte. Suntem o clasă politică nouă, sunt un om nou în politică și colegii mei de asemenea. Vrem să facem treabă, dar putem numai dacă veniți la vot și ne dați votul de susținere. Ne vom ține de cuvânt și vom schimba împreună România. România fără hoție. Domnule Dacian, dumneavoastră, un mesaj pentru alegătorii care ar trebui să vină la vot în data de 6 decembrie și aș puncta și există așa o mică panică referitor la pandemie. Multă lume spune, domne, nu e în siguranță să merg la vot în data de 6. Mai bine stau acasă că, na, sunt în siguranță. Da, cei care au participat la alegerile locale au văzut că au fost luate toate măsurile de siguranță pentru a proteja sănătatea alegătorilor, sănătatea celor care sunt implicați în
organizarea acestor alegeri pe teren. Deci, din acest punct de vedere, vă puneți mască, păstrați distanțarea fizică, vă ia maxim o jumătate de oră să coborâți de acasă, să mergeți la secția de vot și să veniți înapoi. Dar această jumătate de oră sau timpul necesar pentru vot poate să conteze enorm pentru următorii 4 ani, pentru viitorul României. Pentru că cei pe care îi veți alege acum sau care vor ieși în urma votului, chiar dacă nu veți vota dumneavoastră, dar atunci vor fi alții cei care îi vor decide, sunt cei care vor trebui să propună o nouă perspectivă României de după această criză COVID. Această criză care, așa cum am discutat astăzi, presupune investiții, presupune oameni competenți și presupune în primul rând construirea unui stat fără hoție și fără corupție, cu oameni competenți. Deci votul dumneavoastră de data asta contează mai mult ca oricând, pentru că 4 ani de zile nu veți putea decât să vă plângeți dacă lucrurile nu vor merge bine, să ieșiți în stradă în cel mai bun caz, dar nu veți mai putea să influențați direct prin votul dumneavoastră ceea ce se întâmplă în fruntea statului, pentru că 4 ani de zile nu vom mai avea alegeri începând din 6 decembrie. Așa că profitați acum, până nu e prea târziu, de această oportunitate, de dreptul pe care îl aveți de a vota și de a decide prin votul dumneavoastră cum vreți să arate România și cine vreți să conducă România. Deci vă așteptăm pe 6 decembrie la vot. Aveți încredere în noi, mai aveți încă câteva zile în care vă puteți uita inclusiv pe usrplus.ro să vedeți programul nostru de guvernare, să vedeți angajamentele de guvernare pe care le luăm, vedeți candidații pe care vi propunem, oameni tineri, oameni competenți, oameni care au un rost în viață. Deci aveți, din punctul meu de vedere, toate motivele să mergeți la vot, să nu mai alegeți răul cel mai mic, ci să alegeți cu adevărat o alternativă pentru a duce România într-o direcție sănătoasă. Eu aș vrea să vă mulțumesc foarte mult și cu acest îndemn închei și eu acest interviu. Indiferent cu cine doriți să votați, mergeți la vot, pentru că este foarte important să votați, să vă exercitați până la urmă un drept constituțional și, de ce nu, să nu uităm că se apropie din 9 decembrie de oamenii care au murit în 89 la Revoluție, ca noi să avem dreptul de a vota democratic pe cine dorim noi. Eu vă mulțumesc foarte mult și sperăm să ne auzim după data de 6 decembrie cu vești foarte bune din partea dumneavoastră. Vă mulțumim! La revedere, mulțumim!